Din punct de vedere economic, anul 2013, potrivit analiștilor, a fost anul marilor scindări. Accizele au crescut anticipat, luxul s-a scumpit, iar pâinea este mai ieftină. Salariile și pensiile au crescut ușor, dar a debutat și procesul de descentralizare. Una peste alta a fost un an bun. Bun, giurgiuvenii intervievați de noi, mulțumiți de 2013, dar cu mari speranțe pentru 2014. Cum a fost 2013 pentru dumneavoastră? Foarte bun! Foarte bun și sperăm la mai bine. Pentru mine 2013 a fost un an bun, dar ar trebui pensiile corelate cu prețurile și cu inflația care apare pe fiecare an. Așa că vă doresc și dumneavoastră și tuturor din echipa dumneavoastră un an bun, fericit și cu sănătate multă, că e mai bună decât toate. Cum a fost? Foarte bun a fost. Da. Am ieșit la pensie. Sunt pensionar. Și sunteți mulțumit? Foarte mulțumit. După 40 de ani de muncă, 40 și ceva de ani, mi-a dat 6 milioane pensie. 630 de lei, dacă zice 6 milioane. Da. Asta este. Mulțumesc lui Dumnezeu să fiu sănătos, să merg pe picioare. Ce să fac? Asta e viața. Mergem mână. Foarte bun. Și ce să mai zic? Din toate punctele de vedere? Să zicem. Pe plan profesional, da. În rest, a fost foarte bun. Pentru mine a fost un an mai greu inițial. Dar bine. Vrem sănătate, atât. Nu vrem altceva, nimic mai mult. Deci dacă ar fi sănătate, ar fi de toate. Potrivit mai multor studii efectuate în acest an, românii sunt optimiști pentru 2014 în ceea ce privește nivelul de trai. În perioada 2014-2016 se anticipează că economia României va cunoaște o creștere cuprinsă între 2,7 și 4,3%. Cadrul economic general este favorabil, datoria națională este în jur de 34%, deficitul bugetar în jur de 2,5%, iar șomajul se situează la circa 7%.